Taci, mă! E vin să pleacă? I-a închis, mă, microfonul. Acum e mai bine. E mai bine pentru că tot noi am... Da! Încă o dată? Hai, da, da, să fie încă o dată! Am fost noi, aici, la Proetnica, Gianina Iconaro! Și Dumitru Stegărescu! Vă mulțumim! Vă mulțumim foarte mult! Prieteni, să știți că sunteți absolut minunați! Și pentru că ceea ce s-a întâmplat aici este foarte, foarte special și foarte, foarte minunat. Am trebuit să le mulțumim celor care au organizat acest minunat festival. Organizatorul evenimentului este Centrul Educațional Interetnic pentru Sighișoara și vă rog foarte mult să îi aplaudați. O merită cu siguranță. Ne-am ajutat ca să fim aici și v-au făcut și pe voi curioși ca să fiți aici în piață. Co-organizatorul este Consiliul Județean Mureș, care de asemenea merită aplauzele dumneavoastră. Iar inițiatorul festivalului, directorul festivalului în acest moment, este domnul Volker Reiter, care îi mulțumim pentru această inițiativă care la anul va fi aniversară. Proetnica la anul, dacă ajută Dumnezeu și toate vor fi bune și va fi sănătate și partenerii și cofinanțatorii vor fi alături, la anul va fi Proetnica ediția 20. Doamne ajută! Doamne ajută să rămânem alături! Asta ar fi. Să fim mai aproape unii de alții. Aș vrea să vă fac cunoscut și că festivalul Proetnica este finanțat de Ministerul Culturii, Departamentul pentru Relații Interetnice al Guvernului și Ambasada Republicii Federale Germania. Festivalul Proetnica s-a bucurat și de sprijinul Agenției Naționale pentru Romi și a Centrului Național de Cultură a Romilor Romano Care. Sponsorii acestei ediții sunt Sefar, Monosuis și Hochland. Aplauze, vă rog! Da, 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 da. Iar partenerii media sunt Televiziunea Română, Radio România Actualități, Radio România Antena Satelor, Radio România Târgu Mureș, Radio România Internațional, Ager Press, Radio Son Sighișoara, Punctul, Zi de Zi, Deutsche Zeitung, Hermann Schlader Zeitung, Realitate Evrească și Cadran. Aplaudați! Vă mulțumim foarte mult! Mulțumim! În seara aceasta, momentul artistic care va încheia festivalul Proetnica este unul de asemenea foarte, foarte special. În seara aceasta, pe scenă, vor fi reprezentanții Teatrului Evreiesc din România. Bun! Da. Ei vor fi, bineînțeles, ca să nu ne grăbim. Nu ne grăbim. Treaba strică treaba. Uneori, nu tot timpul. Mă rog, eu aș propune mai înainte de a începe, pentru că prietenii noștri mai iau un pic, nu mult. Și au nevoie de un pic de timp. Totul cu pic s-a făcut și acest minunat festival. Haide, împreună, dacă vrei și ești de acord, să reamintim încă o dată pe toți, absolut pe toți cei care au fost aici și au invitat pe ceilalți, toți care au venit aici. Te rog, am să încep. Să știți că am avut parte aici pe scenă de cei pe care am să-i citesc la rând. Tudu, Uniunea Elenă din România, ansamblu de dans. Agoria, Onești, județul Bacău. Itachi din Cluj, Forumul Democrat al Germanilor din România, grupul de dans din Sighișoara, Asociația Liga Albanezilor din România, grupul Serenada și paralel, neapărat dacă sunteți dornici să îi aplaudați că sunt mulți, foarte mulți. Nu ne putem opri pentru fiecare. Ansamblul Serenada
din România, Sonță! Formul democrat german din România, Edelweiss! Vendetta, Asociația Italienilor din România! Ansamblu artistic, ansamblu artistic! Ok, ansamblu artistic din Novo Insieme, din Iași, Agenția Națională pentru Rom, concert Maharaj Banda! Și bineînțeles, show-ul nostru, laser show-ul nostru! Continuăm? Continuăm! Uniunea Elena din România, ansamblu de dans, Elpis Constanța, Victoria, Nicky, Neandros, Grupul Democrat German din România, Edelweiss din grup, dansul Șvăbesc, ăștia i-am mai citit odată, nu contează. Două bătăi strică, domnul că nu strică, Uniunea Democrat al Tătarilor, Turcul Musulman din România, ansamblu, Caras. A doua vioară. A doua vioară. Cum vă spuneam puțin mai devreme, dansul elenesc din România are o tradiție de 146 de ani, inaugurat fiind la data de 19 august 1876 la Iași, în vestita grădină de vară Popol Verde, când artistul și scriitorul Avram Goldfaden a pus bazele celui din tic teatru evresc profesionist de lume, prezentând un spectacol cu propria sa trupă. În anul 1948, Teatrul Evresc din București a devenit instituție de stat. De atunci și până astăzi a prezentat peste 200 de premiere, cu siguranță chiar și mult mai multe. Numeroase date interesante legate de instituție și nu numai pot fi găsite în lucrarea de referință intitulată 100 de ani de teatru evreiesc în România. În ultimul sfert de veac, Teatrul Evreiesc a efectuat câteva apreciate turnee în Statele Unite ale Americii, Canada, Israel, Germania, Austria, Rusia, Elveția, Franța, Grecia și probabil mult mai multe. Acestea au fost doar cele câteva pe care le-am găsit noi, câteva țări. În această seară, Teatrul Evreiesc de Stat va prezenta pe scena proiectnică concert klezmer și muzică yiddish. Dumneavoastră vă rog să-i aplaudați. Teatrul Evreiesc de Stat, probabil mici acorduri, câteva date tehnice vor mai întârzia începerea concertului, dar dumneavoastră ne așteptați cu aplauze, cu bucurie. Teatrul Evreiesc de Stat, concert klezmer și muzică yiddish. Pe monitorul tăi de voce, vă rugăm? Strânge cât? 2. Am luat jumata la... 2, 10, la 2, 10. Așa e. Da, bine, să mai am și vorbea. Da. Mă zicem un pas eu bună. Sau ea. Hey.
Yiddish. Avem și o melodie în limba ladino. Da. Da, se seamănă așa puțin cu spaniol. Los Bilbilicos. Păi, mă duc cu ceva, nu? Da, dar te mai întoci tu. Păi, știi cum să iau? Păi, cum să iau? Să l-am ver. Aia, da, știu. Hai să-mi duc eu asta. Aventura está en tu corazón.
Așa, următoarea melodie este așa, jumătate yiddish și ceva ucrainescă cu rusească. Dar înțelegeți, știu că o să înțelegeți. Goodbye, Odessa! Thank you.
seară sunt compuse de... sunt compuse de... Hai că fac un pleonasm aici, un compuse de compozitori evrei. Ați înțeles ce vreau să zic. Următoarea melodie este compusă de un evrei. O să o recunoașteți, nu vă spun despre ce este vorba, dar vă prezentăm varianta în limba Yiddish. Thank you.
ce mai bei, nu mai nimic, te usuci. Asta este ceea ce mi se întâmplă mie în minutele următoare. Dar pentru asta trebuie să fac... E cald la Sibișoara! Esțite sprit! Ha! Să-mi iau mai... Ca să pot să respir de dragoste.
Următoarea melodie chiar a fost compusă de un evreu, ca și celelalte de altfel. Pentru aceasta trebuie să beau apă, pentru că am niște lungi aici. A fost compusă de Aron Rebedov și se numește Rumenie. Ce țară frumoasă avem! O cântă toți în melodiile lor! Thank you.
să fii nebun în parla? Stați că m-am încurcat. E Juliet. M-am încurcat.
adevărul. Thank you.
Thank you.
mergem la final? La Haim. Vă mulțumim pentru prezență și vă așteptăm.